Eu am încercat treaba asta și la începuturile carierei mele și mi s-a spus foarte că n-ai voie aici, treci înapoi. Că există un gardian al pragului. De ce nu e bine? Eu nu sunt de acord nici cu toate intrările în regresie, nu sunt de acord nici cu toți oamenii care vor să intre în regresie, vreau să văd ce am fost în altă viață. De ce? Simplu fapt de a deschide o ușă către viața ta aduce în prezent toate trăirile din acea viață. Ești pregătită să întâlnești suferințele, durerile, răul pe care l-ai făcut, ăla vine peste tine. Ești pregătit să ți-l asumi? Ești pregătit să-l schimbi? De asta, un om crescut în regresie, să facă regresii, este, cum să vă zic eu, unul trebuie să aibă foarte clar o legătură cu Dumnezeu. Doi, cu Îngerul Păzitor al omului. Pentru că el nu trebuie să facă treaba asta de capul lui. Îngerul Păzitor al omului știe mai bine unde trebuie să meargă omul respectiv decât mine, ca terapeut. Deci regresia poate fi o cale de vindecare a problemelor. Regresia este o cale de vindecare a problemelor. De ce? Am întâlnit cazuri de persoane care au murit îngropați de vin și aveau frica de locuri strâmte. De lift, de... Am întâlnit cazuri de persoane care nu puteau să mănânce să zicem, pește din cauza ochilor. De pește. Care îi purta în altă viață. Am întâlnit cazuri care de oameni care urau persoane fără să știe de ce. Și după am descoperit că au fost violate de persoanele respective în altă viață. Deci putem descoperi karma Deci, prin regresie se poate descoperi de ce am o relație rea, nasoală, mă rog, disfuncțională cu anumite persoane. Și care nu are nicio conotație în viața asta.